fost invitați la ședința ordinară a Consiliului Local prin dispoziția primarului numărul 134 din 14 iulie. Sunt prezenți toți consilierii locali în funcție. Deci ședința îndeplinește condițiile pentru a se desfășura. Și să punem la vot, dacă ați citit, procesul verbal al ședinței anterioare. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal al ședinței anterioare, vă rog. Dacă nu, să punem la vot. Cine este pentru procesul verbal? Unanimitate, da? Mulțumesc. Față de ordinea de zi care a fost transmisă, între timp a apărut demisia domnului Catan Alexandru Dominic din funcția de consilier. Domnul Catan era și președinte de ședință, așa încât este necesar să schimbăm ordinea de zi și să punem pe primul punct alegerea unui nou președinte de ședință începând cu luna iulie. Vă rog frumos să formulați propuneri pentru noul președinte de ședință. Domnul Ciobanu. Aș dori să propun în calitate de președinte de ședință pentru următoarele 3 luni, începând cu luna iulie 2021, pe domnul Mocan Liviu. Mai sunt propuneri pentru președinte de ședință? Nu, mulțumesc. Cine este pentru ca domnul Mocan să împlinească funcția de președinte de ședință, începând cu astăzi? Unanimitate, mulțumesc. Vă rog pe domnul Mocan să preia conducerea. Deci, proiectul ordinii de zi, la punctul numărul 1, se hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului consolidat ale unității administrative teritoriale orașului Moldova la data de 30 iunie 2021. Inițiator, economist Baciuveghi, primar orașului. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre pentru îndreptare erorii materiale cuprinse în hotărârea Consiliului Local orașului Sfântul Moldova, numărul 21 din 24.02.2021. Inițiator, economist Bati Gheorghe, primar orașului. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre prin declararea unor bunuri ca fiind de interes public local și pentru introducerea lor în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Sfântul Moldova. Inițiator, economist Bati Gheorghe, primar orașului. Supun spre aprobarea dumneavoastră și suplimentări, da. Deci la suplimentări avem 6 puncte. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului și declararea ca vacantă a locului de consilier al orașului Consiliul Local domnului Catan Alexandru Dominic în cadrul Consiliului Local al orașului Sfântul Moldova. Punctul numărul 2. Privind alegerea... Da. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind participarea serviciului public de salubrizare Sfântul Moldova la licitație publică organizată de Primăria Comunei Mănăstirea Cașin în vederea achiziționării unui autovehicul autocompactor Renault Midnight. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului serviciului public local de salubrizare rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Salubrizare Sfântul Moldova. Și punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor de investiții pentru Serviciul Public Local de Salubrizare Sfântul Moldova anul financiar 2021. Supun spre aprobarea dumneavoastră ordine de zi cu punctele suplimentare. Cine este pentru? Unanimitate. Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Trecem la punctul numărul 1 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului consolidat al Unității Administrative Teritoriale orașului Moldova la data de 30 iunie 2021. Ați avut materiale, le-ați studiat. Vă rog să vă înscrieți la cuvânt. La punctul numărul 1.
Dacă nu sunt discuții... Avizele comisiei sunt favorabile. Avizele sunt favorabile. Votăm punctul numărul 1 al ordinii de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în hotărârea Consiliului Local al orașului Sălin Moldova, numărul 21 din 24.02.2021. E vorba de numerătarea unei garsonieri, numărul de 37.34. Cât ați studiat? Dacă sunt discuții, vă rog să vă înscrieți la primul. Dacă nu sunt discuții, supun spre aprobarea noastră, punctul numărul 2 al ordinii de zi. Cine este pentru? Avizul comisiilor că este favorabil. Este cineva împotrivă? Să abține cineva? Mulțumesc. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind declararea unui bun ca fiind de interes local și pentru introducerea lor inventarul bunului și aparținând domeniului public al orașului Sălin Moldova. Ați studiat materiale. E vorba de... Și până la 5 km. Da. Vă rog, dacă permiteți să spun câteva cuvinte referitor la acest punct, pentru că are legătură cu foarte multe solicitări în partea cetățenilor. În primul rând, vă salut pe toți și trebuie să transmit un la mulți ani, pentru că astăzi se împlinesc 220 de ani de la prima atestare a localității noastre și este un moment de sărbătoare. De altfel, am invitat și am convocat ședința de Consiliu Local astăzi și cu acest scop. Trecând strict la punctul de pe ordinea de zi, continuăm amenajarea unor torenți mai mici de data aceasta pe Valea Stănicului, dar nu neapărat mai mici, pentru că sunt unii și pe Pârâu Cimpu, Păcii, Bortoș, Bisericii. Este vorba de continuarea proiectului de amenajare a altor torenți mai mari sau mai mici. Pentru că am văzut că chiar nu este o lună de zile de când am avut din nou inundații și anumite râie care de altfel abia picură au venit în cantități foarte mari și vrem să facem un proiect care să ne ajute la finalul lui să nu mai stăm cu frica în sân tot timpul. Aici sunt doar o parte, deci este vorba de Pârâul Cireșoaia, 865 de metri pătrați, Pârâul Catană și Birtea, 512 și 425, Pârâul Borduș, 1407 metri pătrați și Pârâul Rece, 378 de metri pătrați, Fântâna Bisericii, 270 de metri pătrați, Măgurii, 534 de metri pătrați și tot Măgurii, o parte mai mică, 65 de metri pătrați, Cimpul, 443 de metri pătrați, iar Cimpul, 319 metri pătrați și Birtea, cu 582 de metri pătrați. De asemenea, Pârâul Ariniș, 48 de metri pătrați și Strada Lalelor, 29 de metri pătrați, 411 metri pătrați în Pârâul Malnaș, din Sălin, Moldova, de asemenea o porțiune de la Vila Flora, de 83 de metri pătrați și la fel în partea de jos, încă 120 de metri pătrați, tot de la Viva Flora. Deocamdată astea sunt, vor mai fi și altele, pentru că avem contractată cadastrarea acestor suprafețe și sunt unele locuri unde avem probleme cu cadastrele existente, intabulate, care se suprapun peste râu sau peste drum și atunci procedura este ca firma care a greșit cadastru să repoziționeze terenul și abia după aceea noi să putem atesta respectiv în tabula. Deocamdată atât am vrut să precizez. Mulțumesc, domnul președinte. Aș vrea să fac o completare la cum deranjez. Deci, în conformitate cu legea apelor, toate curaile care au până la 5 km lungime și
10.000 de metri, 10 km pătrați, intră în administrarea autorității publice locale. Deci ca să știți de ce s-a propus rezolvarea în acest moment. Am supus la vot punctul 3. Deci, dacă sunt discuții pe punctul numărul 3, vă rog să mă scrieți la cuvânt și să... Dacă nu sunt discuții, supun spre aprobarea dumneavoastră punctul numărul 3, vă rog să mă. Cine este pentru? Mulțumesc. Trebuie să trecem la punctele suplimentare. Da. La punctul numărul 1 a fost proiect de hotărâre prin constatarea încetării de drept al mandatului și declararea ca vacant a locului de consiliu local al domnului Cățaran Alexandru Dominic în cadrul consiliului local al orașului Slănic Moldova. Vă rog. Da. Este un moment în care trebuie să-i mulțumesc domnului consilier Alexandru Catană Dominic, care a deplinit funcția de viceprimar până de curând și de astăzi a aplicat și a câștigat postul de administrator public. Am convenit împreună și am constatat că se potrivește foarte bine să fie administrator public, pentru că funcția de viceprimar implică și activități de salubrizare, activități mai grele și postul de administrator public este un post foarte important, care necesită o calificare mult mai vastă. Mă refer la competențele dumnealui de inginer și de om cu experiență tehnică, îl felicit și îl asigur de tot sportul meu și sunt sigur că împreună vom face lucruri foarte bune pentru comunitate și încă o dată apreciez ceea ce a făcut, dar apreciez și modul în care s-a adaptat de repede și de bine și cum relaționează în intern, dar mai ales în exterior. Foarte multe dintre proiectele la care lucrăm acum îl aduc pe dumnealui ca și coordonator de proiect și acest lucru îl exersează și dă dovada deja că știe să facă lucrurile și avea mare nevoie de un asemenea specialist în care eu cred și cu siguranță că în foarte scurt timp o să vedeți și dumneavoastră ce rezultate se vor obține. De altfel, dumnealui mă va rugui pe mine inclusiv pe perioada aceasta când plec în concediu, dar și atunci când nu voi fi în primărie. Așa văd eu funcționarea pe viitor a administrației publice locale și sperăm să avem un viceprimar care să poată rezolva problemele pe care primarul nu are timp să le rezolve, nu că nu se pricepe sau nu vrea, dar sunt foarte multe probleme de salubritate, de spații verzi, de gospodărire a localității pentru care ne trebuie o persoană în echipa noastră. Mulțumesc mult, domnul Alexandru, și vă doresc succes pe mai departe. Dacă vrea să înscrie cineva la punctul ăsta, dacă nu, vă propun să declarăm ca vacant locul de consilier local din cadrul Consiliului Local al Consiliului Moldova, care vă răspunde domnul Catană Alexandru Dominic. Cine este pentru? Punctul numărul 3 la suplimentare, proiect de hotărâre prin participarea serviciului public de salubrizare Slănic Moldova la licitația publică organizată de Primăria Comunii Mănăstirea Cașin, în vederea achiziționării unui autovehicul autocompactor Renault Midlu. După cum știți, este vorba de o autogunoieră care a fost închiriată la Primăria Comunii Mănăstirea Cașin, a funcționat pe teritoriul orașului Slănic Moldova, a revenit la
mama ei, adică în afară mănăstirea Cașeni, dumnealor au făcut evaluare și au scos la licitație. Serviciul public prin primărie se înscrie pentru achiziționarea acestui autovehicul. Dacă sunt discuții, vă rog să vă înscrieți și să vă expuneți punctul de vedere. Dacă nu sunt, supun spre aprobarea noastră, de ordine de cuvânt de punctul numărul 3. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotriva? Mulțumesc. La punctul numărul 4 avem proiect de hotărâre pentru aprobarea utilizării excedentului bugetului serviciului public local de salubrizare, rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului 2020. Ca să poată participa la această licitație, trebuie să folosim excedentul bugetar din 2020 la serviciul public pentru cumpărarea acestui autocompactor. Ați avut materiale, dacă sunt probleme, vă rog să înscrieți la cuvânt. Dacă nu sunt, condițiile în care la licitație bunoiera respectivă va avea un alt preț mai mare. Ce se întâmplă? Rectificăm completăm din bugetul local. O achiziționăm orba. Am făcut o analiză referitor la acest aspect. Dacă o să mai prezinte cineva la licitație, atunci o să avem o problemă, pentru că ar fi trebuit să aprobăm pași, doi pași, trei pași. Noi mergem cu acest preț și în situația în care vine cineva și ne concurează și dă un pas mai sus, atunci ne vom repoziționa. Principalul argument pentru care trebuie să cumpărăm acest utilaj este și nevoia, dar este și faptul că noi ne-am înscris la licență cu două utilaje, unul închiriat și unul, la momentul acela erau două închiriate, dar acum avem unul proprietate în masă și ar trebui să mai avem unul. Și ca nevoie, pentru că sunt vârfuri de activitate, dar și ca situație specială. Gândiți-vă că o zi, dacă nu funcționează autocompactoarea noastră, lucrurile se duc într-o direcție foarte gravă. Avem în vedere că în situația în care nu o să putem cumpăra acest utilaj, să ne repoziționăm la momentul acesta. Respectiv, răspunsul este că nu o să aibă domnul Catană, care este delegat împuternicit conform proiectului de hotărâre să reprezinte primăria, nu o să aibă și competență să pluseze, să ofere un pas în plus. Bună, era necesară, având în vedere că e și mai mare ca... Deci are o capacitate mai mare de transport, deci e destul de necesară, dar e bine dacă o achiziționăm, dacă reușim să o achiziționăm. Dacă e licitație, e posibil să nu reușim. Da, mă rog, e ok. Sperăm să fie bine. Mai țin discuții la punctul ăsta? Supun spre aprobarea dumneavoastră. Punctul numărul 4. Doamna secretar spune că se poate face un amendament. Da, și noi ne-am gândit nou, ne mai trebuie cam 5.000 de euro să reparăm, adică să o aducem în starea optimă de funcționare. Baterii, cauciucuri, multe aspecte, ne vom duce la, acum este 17.000 fără TVA, ajungem într-o zonă în care ne ducem cam la 20 și ceva de mii de euro, ceea ce cumva ne va duce și într-o altă situație, eventual, dacă nu și nu. Noi ne dorim acest utilaj, dar dacă e nu, necesar. Da, doi pași încolo ar fi însemnat încă 5.000 de euro și încă 5.000 pe care punem la reparat și așa mai departe, ajungem la o cheltuială care ar fi, poate, indicat să plătim un avans și să luăm un echipament nou sau chiar un alt echipament, pentru că noi avem o problemă pe care acum nu o putem rezolva la serviciul de salubritate respectiv, o mașină care să adune gunoi menajer de pe toate străzile din Sărimon, toate străduțele, că străzile principale ajunge. Și atunci o să vedem cum facem să rezolvăm această problemă. Am stat și am gândit dacă să mergem la o licitație, să plusăm, dar ne ducem cu costurile destul de sensibil către o, după 20-25 de mii de euro, deja
avem utilaje basculabile, noi nouțe, am avea niște echipamente care poate ne-ar fi mai potrivite și până la licența din 2023, când trebuie din nou să facem dovadă dacă avem două utilaje, atunci o vedea cum gestionăm asta. Cam asta este planul pe care l-am făcut. Una nouă ce preț are bun? 100 de mii. 100 de mii. Doamne ajută să o luăm pe aia. Da. Punctul numărul 4. Cine este pentru? Mulțumesc. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al serviciului public de salubrizare Slănic Moldova. Ca să facem pașii, trebuie să facem și rectificarea bugetului. Doar la acest capitol se rectifică. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt discuții, supun despre aprobarea noastră punctul numărul 5. Cine este pentru? Se abține cineva? Mulțumesc. Și la punctul numărul 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor de investiții pentru serviciul local de salubrizare anul financiar 2021. Ca să facem pasul următor, ne trebuie lista de investiții pentru serviciul public de salubrizare. Tot pentru mașină. Spune domnul. Sunt discuții? Dacă nu, o pot spre aprobarea noastră, punctul numărul 6. Cine este pentru? Se abține cineva? Cineva întâmplă? Am încheiat ordinea de zi. Vă mulțumim. Ședința este declarată închisă.